verde, nu? Pui. Da, normal. Pe trei pagini simultan. Și pe grup? Sau pun eu pe Nu, pe grup? grup eu nu pot. De aici, din Pun instrumentele eu. mele, Da, nu da, pot. pun eu pe grup. Grupuri. Bună seara, doamnelor și domnilor! Ca în fiecare zi de la 7 aproximativ, eu, Oleg Brega, ca moderator, vă invit să fim pe undă verde, să ne exprimăm verde în față cu membrii și simpatizanții ai Partidului Verde. De obicei e cu noi colegul nostru din Suedia, Gabriel Ursescu, dar azi zice că e ocupat. În schimb, îi ia locul Silviu Dumitru, secretar general al partidului, domnul Mihai sau Michele Buga din Italia și, pentru prima dată în această emisiune, Emanuel Cioacă din Marea Britanie, care înțeleg că a aderat recent la Partidul Verde, dar are activități mai vechi de civice. O fundație a românilor de pretutindeni. Domnule Cioacă, dacă puteți să ne vorbiți despre activitățile noastre de până acum și cum de v-ați hotărât să aderați la Verzi. Da, bună seara, în primul rând, vouă și celorlalți care ne ascultă. Da, mai pe scurt, m-am implicat în viața civică în urmă cu, am început să mă implic în urmă cu 7 ani. Eram în Norvegia în momentul respectiv, când am înființat prima oară Asociația Românilor din Norvegia. Undeva prin 2013, 2000, da, după acolo, 2013-2014. Și chiar în perioada respectivă, la ceva timp, a urmat cazul Bonariu, dacă vă aduceți aminte. Cazul Bonariu, vă sună? Da. Le-au Știți luat de cazul? copii. Le-au luat copii, nu? Da, le-au luat toți copiii, din cauza că legile în Norvegia sunt puțin mai stricte decât în Europa. Și eu, fiind atunci președintele acestei asociații, am hotărât cu ceilalți colegi să facem o scrisoare către Parlamentul norvegian și, din fericire, am primit și un răspuns pozitiv. Adică, Parlamentul ne-a răspuns în felul următor. Noi nu luăm în considerare, de obicei nu luăm în considerare ceea ce ne propune asociațiile sau organizațiile, dar de data aceasta vom ține cont de propunerea dumneavoastră și de ceea ce ne-ați rugat dumneavoastră. Adică, noi am rugat să informeze populația cu privire la educarea copiilor, fiindcă oamenii erau dezinformați, adică mulți chiar nu știau că astea sunt condițiile și trebuie să le respecte cu strictețe. Da, asta a fost un caz. Bine, am făcut mai multe. Dar nu se aplică și pentru românii din diaspora regula universală că necunoașterea legii nu te absolvă de răspunderea în fața legii? Dacă ar gândi toți ca tine, ce bine ar fi. Dar din Deci, păcate sunt până la români urmă, oamenii sunt care și nu, nu victime, prea. da, a diferenței culturale, a diferenței lingvistice, că nu știi ce scrie în legea lor norvegiană pentru că e prea multe litere sau cum. În primul rând, limba este foarte grea. Ca să înveți norvegiana, îți trebuie câțiva ani buni. Sau dacă vrei să înveți mai repede, trebuie să faci un an așa, un an de zile intensiv. Ceea ce nu e simplu, adică ca să reziști în Norvegia un an de zile să studiezi limba, trebuie să ai vreo 20.000 de euro în buzunar, să poți să reziști, să stai numai de cursuri. Da. Asta a fost primul pas, când am început să mă implic în viața civică. Sincer, m-am gândit să mă implic cam după 35 de ani. Cred că majoritatea bărbaților după 35-40 de ani încep să se gândească și la politică, la viață civică, adică să se implice mai mult, pentru că consideră ei că atunci e momentul. După aceasta am înființat Partidul Românilor de Pretutindeni, dacă ați auzit de el. Nu știu dacă s-a înregistrat oficial, era doar ca intenție, nu? Nu, nu, s-a înregistrat oficial. S-a depus actele undeva în 2015, la sfârșitul anului, undeva prin noiembrie, și în ianuarie deja aveam partidul înființat la București. Are legătură cu Congresul Românilor de Pretutindeni? Nu, nu, nu are nicio legătură. Partidul Românilor de Pretutindeni a fost înființat de mine cu un grup de prieteni în diaspora, din mai multe țări, inclusiv din Norvegia.
și a avut o pornire foarte, foarte sănătoasă. Adică vreau să spun că în câteva luni, 3-4, hai să zic, 5 luni de zile, aveam vreo 7 filiale în România. Inclusiv și în Republica Moldova la voi am avut o filială. Și cine credeți că răspundea de Republica Moldova? Doamna Natalia Putin. Ce nume predestinat. Da, parcă am auzit de așa persoană, dar nu o cunosc. Da. Emanuel, tot vorbim despre tine, acum da, te prezici tu. Am fost mai multe întrebări de la colegi și să lămurim, că așa e bine să lămurim cumva și de dinainte de chestia asta, pentru ca să stea colegii liniștiți, pentru că le-am spus despre ceea ce se știe în media românească despre tine înainte să pleci în afară. Și noi ne-am lămurit, cel puțin eu personal, Florin, dar să mai spun așa colegilor referitor la ce a fost cu PSD-ul Tellerman și cu 10 august. Pentru că ajungem și acolo. Știindu-le pe astea de la început... Deci să vorbim despre 10 august. 10 august și PSD Tellerman. Pentru că noi să știm că Partidul Verde, a și spus și spune tot timpul, nu e un partid care să nu primească oameni care au fost în alte partide. Sau singura noastră restricție e ca să vină oameni sinceri, bine intenționați și care nu au probleme de imagine, moralitate și corupție. Ceea ce noi am considerat că nu-i cazul tău, dar e bine să o mai spunem din nou pentru cei care ne privesc, că am avut colegi care au întrebat, că au văzut în presă, pe media, când cauți Emanuel Ciacă pe Google, apar multe informații despre tine și e bine să știi de la început, lumea să fie lămurită, că lucrurile sunt ok în ceea ce te privește, ești bine intenționat, ca să putem merge mai departe. Asta e ideea. Da. Silvi, chiar îți mulțumesc pentru întrebare, pentru că, într-adevăr, s-a scris foarte mult în mass media despre mine, deci numele meu este vehiculat în toată presa din România și peste tot, că, vezi, doamne, eu aș fi membru PSD, că susțin PSD-ul, că sunt omul Liviu Dragnea, că nu știu mai ce istorie a inventat. Ba chiar am citit niște articole că aparțin serviciilor secrete străine, că nici eu nu mai știu câte am ascultat despre. Deci m-am închinat eu cu stânga, să zicem așa. Da, într-adevăr, eu nu susțin niciun partid din România, adică pentru mine partidele în România, inclusiv asta, adică mai ales PSD-ul și PNL-ul, sunt niște partide care ne-au furat trei... Ai fost la un moment dat membru PSD, nu că ar fi o problemă, dar ai fost... Acum o să revin și la asta. Deci am fost de două ori am fost la întâlnirile PSD la București, când a fost congres, a fost un congres și a mai fost tot așa o întâlnire importantă, când s-a ales Liviu Dragnea, când a fost ales Liviu Dragnea președinte. Eu în perioada eram în Norvegia și am ajuns la București. Bineînțeles că trebuia să am și eu o delegație să votez, dar delegația mea a fost... Vicepreședinte PSD Diaspora, nu? Atunci nu eram. Acum o să spun ce s-a întâmplat. Deci după ce am fost la întâlnirea cu PSD, odată am fost și m-am întâlnit inclusiv cu Dragnea și cu Ponta în Parlamentul României, am avut o ședință cu cei în diaspora. De-a doua oară m-am întâlnit cu ceilalți colegi, m-am întâlnit la congresul PSD când l-au ales pe Liviu Dragnea președinte. Bineînțeles, a fost ales cu voturi false, fiindcă delegația mea, adică votul meu, ce să zic, a votat altul în locul meu, adică nu a fost în prezent, dar alții au votat în locul meu. În fine, și de atunci, la o săptămână de la congresul ăla, deci eu aveam foarte puțin timp, dar am fost de vreo 3 ori. Practic, nici nu am depus adeziune, ei nici nu au adeziune din partea mea că sunt membru, că am fost membru PSD vreodată. Dar, în fine, nu pot să nec că n-am fost acolo, am fost. După aceea, la vreo săptămână după ce am fost la acest congres, mi-am depus demisia. Și între timp, apropo, chiar în perioada eu am plecat atunci de la congres, fiindcă am văzut că nu am drept de vot, adică nu pot să votez. Și am zis, bă, nene, pentru mine asta nu e politică, asta e bătaia de joc. Și dacă așa funcționează sistemul România, zic,
așa ceva nu, nu poate să facă parte din viața mea, adică nu mă interesează, mă retrag din acest partid corupt. Și la o săptămână am și depus demisia, da? Dar ei exact după congres atunci m-au ales vicepreședinte pe diaspora. Adică fără să fiu prezent acolo. Dacă vă uitați în poze când s-au făcut alegerile, era în perioada aia Călin Rădulescu, era președintele diasporei. Puteți să observați că eu nu sunt în pozele respective, când s-a ales conducerea peste diaspora. Deci ei practic m-au ales pe mine fără să fiu prezent, m-au ales că eu dătusem demisia. Așa că, ce să vorbim despre PSD? PSD este un partid, adică devine istorie în scurt timp. Dar mă tem că multe partide urmează exemplul PSD sau PCR și nu prea au democrație internă. Dacă ziceți că ați mai fondat un partid, aveți ceva păreri de comparat deja despre democrația Corect. Internă a partidelor? Ok, am înțeles că cu PSD-ul știam lucrul ăsta în mare parte și mulțumesc lui că a făcut lămuririle astea. Vreau să mai întreb în ceea ce privește 10 august. Pentru că avem niște colegi care au întrebat ce s-a întâmplat la 10 august. Tot așa. Dacă poți să ne spui. Da. Și trecem mai departe. La 10 august conducerea federației, da? A hotărât să facă acea cerere în frunte cu mine, adică și am fost de acord. Am făcut acea cerere către Primăria Capitalei în sensul de a organiza într-adevăr acel meeting. Adică nu vezi, doamne, am făcut o cerere pentru a, nu știu, a juca o carte a unui partid sau alte. Dar ce s-a întâmplat? Noi am făcut cererea undeva pe 13-14 iunie. Am depus-o online, adică am trimis-o cu mail, nici nu am mers acolo la ghișeu, de exemplu, să depunem, cum depuneau de obicei ceilalți. Am depus-o online, am primit un număr de rezistare, după care nu ne-a răspuns Primăria Capitalei o perioadă de 33 de zile. Deci ei trebuia să ne răspundă în 3-4 zile, ceva de genul, sau 2-3 zile, 48 de ore, în fine. Ei ne-au răspuns după 33 de zile, iar răspunsul lor a fost negativ. Adică că nu putem să organizăm un meeting, că deja e un număr foarte mare de oameni, că o mulțime de chestii. Ați văzut și dumneavoastră la televizor ce motive au găsit. Și după 33 de zile, colegul meu din România, era din Cluj, a sunat la primărie. Și a început să-i stresize. Domnule, am depus o cerere, vrem să știm ce s-a întâmplat. În cele două luni am primit răspunsul negativ și după aia a apărut în presă. La câteva zile, ce s-a întâmplat? La câteva zile s-au gândit ei bine, adică doamna Gabriela Firea și cu Bădulescu și cu ceilalți, s-au gândit bine că ar fi bine să accepte acea cerere, dar din punctul meu de vedere acea cerere era, adică aprobarea lor a fost ilegală, practic, pentru că o cerere respinsă nu mai poate fi acceptată, adică trebuie să depui o altă cerere dacă vrei să fie acceptată. Deci, din punct de vedere legal, ei au făcut o chestie ilegală, să zic așa, pentru că ei n-aveau dreptul să-mi aprobe meeting-ul în vederea acelei cereri, adică cererea care am depus-o noi. De aia să facem o altă cerere ca să primim o aprobare în baza legii. În fine, asta nu, multă lume nu cunoaște situația asta și ceea ce văd în presă sau ce aud de la televizor au impresia că chiar așa este. Ce trebuie să știe este faptul că tu ai refuzat, sau din partea federației, a refuzat să semneze această cerere pentru motivele pe care le-ai spus, de fapt, nu? Voi ați refuzat pentru că i-au venit și a spus, haideți că noi vrem să semnăm acum. Suntem de acord Primăria București, iar voi a spus că nu mai e corect sau nu știu, e o chestie, aici este, nu se știe, că spune că ați refuzat voi să... Păi, stai să vă explic, am refuzat în ultimele zile, adică mai erau vreo două zile până la meeting și atunci mi-au trimis protocolul. Haideți să vă spun cum s-a întâmplat. Deci acea cerere, din punctul meu de vedere și nu numai, din punct de vedere juridic,
nu putea fi aprobat. Adică odată ce am primit un răspuns negativ, era imposibil ca să mai dea un răspuns pozitiv la aceeași cerere. Asta, una la mână. A doua la mână a fost că ei m-au sunat pe mine undeva pe data de 19 iulie și m-a invitat la București și zice: Emanuel, poți să vii în două zile sau ceva de genul la București ca să vorbim despre organizarea meetingului și să aprobăm cererea? Zic: domne, pentru mine este imposibil să vin așa repede din Anglia în două zile, adică aș putea să vin peste o săptămână sau ceva de genul, dar în două zile imposibil. Ei au vorbit cu mine într-o joie, dar luni s-au întâlnit și deja au aranjat toate treburile, împreună cu poliția, SRI-ul și așa mai departe, cu toate organele competente. Și după această ședință a ajuns să spună, a ieșit în față la televizor doamna Firea cu Bădulescu să zică că meeting-ul este aprobat. Eu foarte bucuros când am auzit chestia asta și am început să-i sun. I-am sunat la telefon, zic: bună ziua, bună ziua, vreau frumos să-mi faceți legătura cu departamentul care se ocupă de evenimente în București. Prima oară m-a pasat cu cei de acolo, mi-a închis telefonul în nas, adică nu mi-a răspuns. Am sunat a doua oară, din fericire a doua oară mi-a răspuns cineva. Sincer, cunosc numele acelei persoane, dar acum mi-au aminte. E un consilier după acolo și zice: domnul Cioacă, ne pare rău, dar nu am primit ordine de sus și nu știm ce să spunem. Zic: domnule, în presă a apărut că meeting-ul este aprobat. Vrem să primim și noi ceva, nu? Un protocol acolo, nu știu, ceva. Ne trimiteți o confirmare. Zice: nu putem să vă trimitem nimic, așteptăm și noi ordine de sus. Și zic: ordine de unde de sus? De la Dumnezeu? De unde așteptați ordine? În fine, n-am primit nimic, tot am insistat, i-am mai sunat de vreo 2-3 ori și nu am reușit să primesc niciun protocol de la ei. După o perioadă de 2 săptămâni de așteptare, deci era timpul foarte scurt, undeva pe data de 31, când am văzut că nu pot să primesc protocolul, adică m-a stresat foarte mult, m-a stresat timpul, pentru că un meeting de 1 milion de persoane nu poți să-l organizezi în 2 zile, sau trebuie să ai cel puțin 2 săptămâni la dispoziție. Dar, da, ei aveau cărțile făcute, adică vreau să mă încurce într-un fel, căutau un țap ispășitor, practic. Și am hotărât o dată de 31, dacă am văzut că nu pot să am un dialog cu ei, am hotărât împreună cu ceilalți colegi să le trimitem o scrisoare că renunțăm la organizarea meeting-ului, cu toate că noi, practic, nu aveam nimic la mine. Adică m-am trimis un mail pentru că eram stresat și nu știam ce să facem, pentru că nu aveam nimic la mână, nu știam. Auzisem în presă că meeting-ul e acceptat, dar noi, practic, nu aveam nimic. De aceea am și apărut în direct la Pro TV și la Antenă, parcă nu mai dacă la Pro 2 televiziuni, și le-am spus: domnule, zic, eu nu pot să accept un meeting, să-mi asum un meeting doar din presă, adică trebuie să primești ceva legal în mână, adică nu am niciun nag la doveditor care să mă ajute să pot să organizez asta. Dar până la urmă ați văzut ce s-a scris, că federația refuză, că nu vrea să mă organizeze, că, în fine, presa e cumpărată, știți și dumneavoastră cum e presa din România, și eu personal pe presa din România nu dau 2 lei, adică nu știu dacă există vreun trust de presă serios care să am încredere în el. Nu știu. Poate să fie câteva, dar 95%... Atenție, acum vorbiți deja în calitate de politician și e foarte periculos să te iei în gură cu presa, pentru că a spus cineva în secole în urmă că dacă un politician se ia la harță cu presa, inevitabil va pierde. Deci, presa e diferită, cumpărată și de unii și de alții, și e bine să nu mergem pe un singur canal de televiziune, nu pe un singur post de radio și nu pe un singur ziar sau site de internet, să ne informăm de mai multe surse, dar să lăsăm presa să existe, să nu atacăm presa, pentru că ne facem de râs și ca ONG-iști și ca partide, da? Am înțeles că Silviu nu vrea să vorbim despre democrație internă, iar domnul Buga de mult stă cu microfonul pornit și tot nebruiază și l-am rugat de fiecare dată să-și ia microfonul. Numai puțin ca să fac o completare. Deci
În perioada aia când am venit în România pe data, am venit înainte cu vreo două zile în România, înainte de meeting, am fost la meeting, da, dar ca persoană privată. Am fost la Digi, am fost la Realitatea TV să dezmint toate informațiile din presă cu privire la acest meeting și ceea ce spunea primarul Capitalei și ce spunea Firea și așa mai departe. Nu a vrut să mă bage în seamă, adică, da, n-a vrut să-mi dea șansa ca să pot să mă apăr în fața acelor acuzații pe care mi le-au inventat PSD-iștii. Dar în fine, nu contează. A fost o experiență destul de interesantă pentru mine, să iau legătura cu Primăria Capitalei și să văd ce oameni incompetenți poate să lucreze în Primăria Capitalei. Adică nu vorbim de o primărie dintr-un sat, vorbim de Primăria Capitalei, cea mai puternică primărie din România. Pentru mine sunt niște oameni foarte slab pregătiți, foarte slab. Da. Haideți să vorbim, ca să-l includem și pe domnul Buga, despre organizarea diasporei. Dacă dăm vina că televiziunile sunt proaste cumpărate, Primăria Capitalei și alte primării sunt prost gestionate, dar cum funcționează diaspora? Cât de organizați sunt? Eu știu despre mulți basarabieni, chiar rude de ale mele, care lucrează prin Germania sau Primaria Britaniei, unde sunteți dumneavoastră acolo, și oamenii segregați lucrează pe la niște proprietari, cum le zic ei, patroni, ca niște argați, nu învață deloc limba, nu înțeleg deloc obiceiurile și cultura occidentală, trec ca gâsca prin apă și nu se udă deloc, se întorc peste câteva luni cu bani și n-au înțeles nimic din civilizația europeană. Vorbesc despre basarabieni. Românii presupun că cumva au un pic de educație, limba engleză la bază, mai greu în Norvegia. Dar să ne vorbească domnul Buga, că să-l includem și pe el. Cât de integrați sunt românii cu localnicii sau între ei, cât de asociați sunt cu basarabieni, români între români, ardeleni, olteni, moldoveni, comunică, nu comunică? Haideți să le luăm atunci pe rând, așa, ca să nu le amestecăm, nu? Deci prima idee pe care a spus-o dumneavoastră, că diaspora extrem de fărămițată și divizată, este adevărat. Și presupun că nici măcar ambasada sau consulatele statelor române, unde numărul cetățenilor români este extrem de important, pentru că în Italia, ca de altfel și în Anglia, numărul cetățenilor români depășește 1 milion. Din cei 1 milion, vă dați seama, între sezonieri, lucrători sezonieri, între cei care au obținut a doua cetățenie, deci sunt cetățeni români și cetățeni italieni, între cei care au păstrat doar cetățenia română, nu și-au dobândit o altă cetățenie și au rezidență și lucrează cu contracte de ani de zile, e o mare diversitate. Eu, de pildă, pot să vă dau o veste bună, că îmi propusesem 2 sau 3 vești bune să vă dau, una din ele chiar legate de statutul românilor care sunt în țările străine. În cazul meu, având 20 de ani de zile, 20 de ani în Italia, vă dați seama că m-am integrat bine. Mi s-a acuzat uneori că mai greșesc și câte un cuvânt românesc și mai pun câte o terminație italiană. Sau. Păi și chiar și numele pe Facebook vi l-ați schimbat în stil italian. Sunteți Michele acum, nu Mihai, nu Mihail, cum sunteți poate în buletinul românesc. Domnul Oleg, dacă vă aduceți aminte, eu am explicat de ce anume apar cu... Pentru că italienii nu știu cum să vă zică pe nume și aveți o firmă acolo, învățați ciclism și ei nu știu cum să vă zică. Mihai, nu știu cum se pronunță probabil, nu? Deci explicația efectivă este că pagina de Facebook mi-a fost făcută când eram începător în a mânui netul, acum cred că 13 ani de zile, de unul dintre băieții de la echipă. Mi l-a făcut la repezeală și mi-a scris Michele pentru că așa mă cheamă tu. Dar puteți schimba, nu? Nu, nu-l schimb pentru că e atât de vechi Facebook-ul și toți mă știu în felul ăsta. Am preferat să mă prezint cu prescurtarea Michii ca să nu se încurce. Că-i Mihail, că-i Michele, că-i Mugurel, că-i Mugur, cum mă chemau în România. Deci v-ați integrat, v-ați asimilat Michi. Acolo. V-ați italienizat, da. Acum 2 săptămâni m-au introdus într-un grup pe WhatsApp
cu titulatura de conspiraționiști, că o să vă fac o clasificare și a modului în care vede societatea italiană în momentul actual, deci după aproape două luni de carantină, cum vede situația actuală, pentru că primul ministru al Italiei, Conte, a apărut într-o teleconferință publică în care a explicat cum se va proceda în linii mari de la 4 mai, când spun că trec în faza a doua a restricționării drepturilor constituționale. Și vă spuneam că m-au introdus acum două săptămâni într-un grup pe WhatsApp care fac parte din a patra categorie, pentru că să iau așa în ordine sistematică. Ar fi marea majoritate a italienilor care sunt speriați, corecți, respectă întru totul ceea ce e stipulat prin decretul de carantină. Mai ales în zona în care locuiesc eu, nefiind foarte mulți străini și nefiind o zonă aglomerată, lumea este foarte civilizată și vezi și la cumpărături. Sunt și controle extrem de întețite în Italia și amenzile sunt descurajante. Deci trebuie într-adevăr să ieși doar cu motive întemeiate. Ar fi a doua categorie, care sunt deja cei care profită de situație. Sunt cei care nu și-au pierdut locul de muncă, lucrează mai bine decât înainte, pentru că, mă rog, traficul e descongestionat, știu, și o să dau doar niște exemple. Carabinieri. Am discutat cu amici carabinieri și lor le-a spus că dacă se prelungește carantina, cu cât se prelungește pentru ei, cu atât e mai bine. Toată lumea e liniștită, n-au probleme cu hoțiile, cu... Sunt cei care lucrează în domeniul alimentar, cu excepția celor care lucrează la case, care se protejează și au frică, că pe urmă o să vedem, întemeiată sau neîntemeiată, rămâne să trageți dumneavoastră concluzia. A treia categorie în care sunt destul de mulți în perioada respectivă, care își pun o sumedenie de întrebări. Și ultima categorie, care o spun foarte clar, consideră pandemia declarată în mod ilegal și se opun cu toate mijloacele împotriva restricțiilor și privațiunilor la drepturile constituționale. Dreptul de a circula, la dreptul de a munci și la toate drepturile care au fost restricționate în baza acestor decrete. Mai mult decât atât, susțin că teoria deceselor a fost, pe de o parte, au deturnat cauzele reale, iar pe de altă parte au fost chiar provocate sau prin incompetență sau prin malpraxis voluntar. Deci lucrurile stau destul de grav din punctul lor de vedere. De altfel, nu știu dacă ați urmărit emisiunile lui Leonardo Leone, care e un formator de oameni de afaceri, de oameni de carieră, care invită personaje extrem de credibile și care au la bază, pe lângă o carieră științifică sau, mă rog, militară, că depinde, are personaje de diferite specializări ca invitați. Da, dar ce confirmă faptul? Ce confirmă diversitatea asta de opinia românilor din diaspora? Că ei reprezintă nația din care au plecat și la fel de diferit sunt și italienii care i-au primit, nu? Și i-au găzduit. Adică, ce vreți să ne comunicați cu asta? Că sunt atâtea categorii de români, dar vreți să explicați de ce nu s-au unit, de ce nu există o singură voce a diasporei, de ce a apărut, iată, neclaritatea aceea pe 10 august acum 2 ani, sau ce vreți să ne comunicați? Deci că sunt dezbinați e o realitate și vă spun foarte sincer,
că sunt dificil, deci sunt neorientați, aș putea spune că și greu să se descurce în noianul ăsta de stimulente și impulsuri extrem de diverse. La fel sunt și milioanele care au rămas acasă, tot derutați, tot dezinformați, victime ale manipulării și dezinformării. Văd că difuzează în stânga și în dreapta toate producțiile trolilor kremlinezi sau americani sau conspiraționiști de orice sorginte. Cam așa sunt toate națiile. E risc să se întâmple ca în Marea Britanie un Italo-Exit ceva sau desprindere de Uniunea Europeană, pentru că difuzează și astfel de scenarii apocaliptice. După Brexit vine ieșirea Italiei. Concret și sunt la, chiar pe punctul, aveam informații și știri că doresc să organizeze la Roma o manifestație pe 30 aprilie în care se ceară demiterea guvernului Ponte și să demonstreze că toată procedura și protocoalele în care a fost implicat sistemul național sanitar a fost intenționat, orientat în mod greșit ca să poată să justifice declararea pandemiei. Deci asta există ca o intenție clară și cu acțiuni în instanță, cu o serie de, o armată de avocați implicați, o serie de experți. Nu știu, bănuiesc că ați aflat că protocolul pentru tratarea celor afectați de această viroză a fost schimbat, pentru că inițial se considera că era sistemul respirator afectat și au demonstrat că modalitatea de a trata pacienții cu ventilație pulmonară era de fapt dăunătoare și în niciun caz nu producea vindecarea pacientului, ci mai degrabă i-a agravat situația. E și clar, dacă virusul e atât de nou, de doar jumătate de an, și primul focar a fost într-o țară totalitară, în China, a fost dusă de nas și Organizația Mondială a Sănătății, cu atât mai mult organizațiile naționale de sănătate. Dar cine promovează ideea asta de El care a demonstrat revizuire asta, deci doctorul Stefano Montanari, a avut dificultăți majore în a demonstra că trebuie schimbată medicația celor care se prezintă cu simptome de acest nou virus. Și a spus că de fapt este o afecțiune circulatorie, că se creează o microcoagulare a sângelui, care, dacă vă aduceți aminte, domnul Oleg, m-ați întrebat într-una din primele emisiuni cum de anume în Lombardia a avut o evoluție atât de explozivă la începutul perioadei. Și discutasem noi trei cauze în momentul respectiv. Una dintre ele, ați sugerat-o chiar dumneavoastră, era vorba de poluarea din câmpia Padană, deci a poului, care este reală și care, după cum au arătat ultimele studii, e mai puțin măsurabilă și e produsă mai ales de microparticolele care sunt extrem de greu de filtrat la toate acțiunile care le fac de depoluare și sunt și foarte greu de măsurat cu aparatele de măsură a poluării. Putem zice că pandemia asta ne-a ridicat mingea la fileu partidelor verzi, ecologiste, nu? Oamenii o să înțeleagă poate din tragedia asta că e necesară mai multă atenție, mai multă investiție în mediu curat, în legi care să susțină energia regenerabilă, nu-i așa? Cu siguranță. Eu vreau să-l întreb pe Michi, că știu că în grupul românilor verzi din Italia, ați luat legătura și cu colegii de la Partidul Verde din Italia, nu? Ești la curent cu lucrul ăsta?
Am înțeles că Ciprian a avut cu Francesco, a discutat, parcă sau... Și ați spus că puteți în zonele unde, de unde sunt, că mai sunt și prin sud, mai avem colegi și nord, pot lua legăturile și cumva să facem o colaborare și cu ei. Eu cred că e important lucrul ăsta, să aveți o colaborare bună și cu verzii din Italia. Da, mie, Ciprian mi-a făcut legătura cu... Practic este vicepreședintele Partidului Verzilor din Italia, doamna Silvia Pettinacchio, care locuiește în Milano. Am avut o întâlnire și urma să punem la punct organizarea unei filiale locale a Verzilor Italieni în Lecco. Dar întâlnirea s-a produs chiar înaintea declanșării, eu nici nu mai chem epidemie sau pandemie, nu știu cum să o chem, va demonstra viitorul apropiat dacă a avut dreptate să declare pandemie sau lucrurile stau în mod divers. Deci am întrerupt discuțiile cu doamna Pettinacchio pentru că așteptăm și noi să putem să avem o activitate normală, pentru că eu personal, ce să vă spun, am de pe 8 martie aproape 2 luni în care am ieșit din casă, să zic, o dată pe săptămână. La cumpărături? Da, la cumpărături sau pentru motive, să le chemăm, de medicale, deci pentru ochelari sau chestiuni obligatorii. Ca să trec la un alt aspect pozitiv, dacă pe de o parte Conte este contestat de, v-am spus, categoria celor care consideră declararea pandemiei ilegală, pe de altă parte sunt aspecte pozitive în raport cu ceea ce se întâmplă în România. De pildă, el n-a pronunțat niciodată cuvântul obligativitate când se discută de eventualitatea găsirii unui antidot de tip antiviral, a unui vaccin. Deci el a discutat că, deci el consideră reală pandemia, evident, pentru că asta a fost linia lui politică adoptată. Și a spus că în cazul în care se va demonstra că există vreun tratament, evident, va sugera să-l aplicăm, dar va sugera, nu va obliga lumea. Ceea ce, ascultând discursul domnului Iohannis, am văzut că își asumă responsabilitatea să spună că toți au înțeles. Eu nu mă includ între cei care am înțeles ceea ce a înțeles el. Că vaccinul este obligatoriu. Deocamdată vaccinul nu există, deci n-are cum să fie obligatoriu. Ca să revenim la domnul Cioacă, știm că în Marea Britanie tot la început erau sceptici, credeau că e o glumă, până când s-a îmbolnăvit chiar moștenitorul coroanei britanice și prim-ministru țării. Acum că omul a fost salvat de medici, mulțumește și el medicilor? Sau ca episcopul cel la Pimen, după ce s-a însănătoșit, a mulțumit întâi enoriașilor care s-au rugat pentru el și abia după aceea medicilor? Vă rugăm să ne relatați despre COVID. Dacă vorbim de Boris, într-adevăr, a ieșit public și a spus că le mulțumește tare mult asistenților care au stat lângă el zi și noapte, au fost vreo 3 sau 4, și medicilor și, în general, sistemului sanitar din Marea Britanie, pentru că dacă nu erau ei, probabil Boris nu mai era acum. Da, e ciudat cum în Occident deschis am văzut când ies demnitarii în față, spun stați în casă ca să salvăm sistemul medical. Ce e ciudat, sistemul medical e întreținut din banii noștri, el ar trebui să fie pentru salvarea noastră. Noi acum oprim toată activitatea economică, culturală, de tot felul, socială, ca să salvăm ce hrănim din banii noștri. Mi se pare cam ciudată atitudinea asta. N-a observat nimeni, măcar cei de stânga. Nu, ci cei de stânga și cei de dreapta, fiindcă aici politicienii nu sunt ca în România. Politicienii din Marea Britanie sunt total diferiți față de cei din România. În primul rând, ei nu prea... Bine, să critică între ei, dar nu...
nu sunt așa corupți ca la noi, adică nu prea auzi ca un politician să fure sute de milioane sau mai știu ce, adică ceva, adică pentru ei ceva de, și plus de asta ei sunt foarte modești. În comparație cu ai noștri e diferență mare. De exemplu, eu am avut ocazia să cunosc politicieni din Spania, fiindcă am stat vreo 10 ani pe acolo, politicieni din Norvegia, fiindcă am stat și acolo vreo 5 ani și de vreo 4 ani și ceva sunt aici. Vreau să vă spun că cei mai modești politicieni sunt ăștia din Norvegia. Dar revenim la Anglia, n-ai să vezi să iasă cineva să scoată gunoiul de sub preș. Adică, chiar dacă se întâmplă multe lucruri, fiindcă în Londra sunt cartiere unde mor săptămânal oameni, adică unde se omoară între ei, nu prea le vezi pe la televizor. Adică ești tu să-și ascundă bine mizeria asta pe care o au. Ei scot în față numai lucruri bune. De exemplu, Londra, Anglia, UK, cea mai mare, cea mai tare oraș financiar și așa mai departe. Dar au și ei multe probleme, dar nu le scot ca la noi. Asta e diferența între noi și ei. Și e de învățat. Adică noi trebuie să învățăm aici, pentru că atâta timp cât noi ne ponegrim țara, inclusiv și politicienii se ponegresc între, adică scot ochii, cine are de pierdut suntem tot noi. Adică pierde România, pierde noi. Cred că ar trebui să facem un așa fel încât când se face campanie sau ceva asemănător, să vorbim altfel, să fim mai diplomați, adică omul să înțeleagă pe cine trebuie să vorbim, dar nu cu atâta scandal. Noi suntem prea dure, aș spune. Dar nu e așa? Nu e așa că dacă vrem să avem o clasă politică precum în Marea Britanie sau în Norvegia, ar trebui să ne schimbăm noi cetățenii, contribuabile, alegătorii, comportamentul și mentalitatea, să nu fim capsâni avari, să adunăm bogăție o grămadă, să neglijăm pe cel de alături, chiar dacă e fratele meu sau vecinul, pentru că politicienii ne reprezintă pe noi și votăm tot pe cei care sunt ca noi. Deci dacă ne-am schimbat noi atitudinea, comportamentul, cred că și politicienii... Schimbarea începe cu noi, da? Corect. Schimbarea începe din interiorul nostru, dar problema este că noi avem decât 30 de ani când am ieșit în comunism și adică să stai 50 de ani în comunism și după aia să fii la fel ca englezii care ăștia au democrație de 100 de ani, adică cunosc o firmă care are peste 200 de ani vechime. Deci o firmă, o companie cu 200 și ceva de ani vechime. Despre ce vorbim? Păi ăștia știu să facă business. Noi ce business să facem? Deschidem o firmă azi și mâine o închidem. Pentru că noi așa am fost învățați să dăm, cum spun românii, să dăm țepe, da? Lasă că deschid o firmă, iau banii, nu mai plătesc taxe și după aia fac alta pe numele lui frate-meu sau al lui taică-meu. La ei nu există așa ceva, ei sunt corecți, chiar dacă au să-ți dea bani, ți-i dă, ți-a spus că pe data de primești banii, păi ai primit banii, ca să nu mai zic de norvegeni. Norvegenii față de noi și în general față de țările europene, cred că au vreo 10 ani în față. Adică ce să zic, e diferență mare. Eu am locuit în Norvegia, locuiesc și în Anglia și fac o comparație și îmi dau seama că nivelul de trai, cel mai bun nivel de trai în Europa este Norvegia și oamenii sunt de calitate și serenitatea e maximă și adică acolo dacă mergi să-i faci cuiva, eu știu, o lucrare, un job sau mai știu eu ce, dacă lucrezi în construcții, dacă lucrezi pe IT, el în primul rând te întreabă, plătești taxe, adică firma ta plătește taxe, dacă îi spui, vezi că vreau să lucrăm la negru, nu îți dă proiectul, adică nu te bagă în seamă. Când o să ajungem și la nivelul ăsta să gândim așa, adică să te duci la un român acasă, să-i faci o lucrare sau să-i faci un program, de, eu știu, să-i repar calculatorul și să adică ai companie, plătești taxe, fiindcă dacă nu ai, nu lucrezi cu tine. Adică e diferență mare. Noi încă suntem în urmă cu vreo 20 de ani, cel puțin, față de țările astea avansate, gen Norvegia, Suedia, Danemarca, Anglia, Olanda, Germania. Adică, da, Spania și Italia sunt cam
ca la noi, adică sunt latini și ei, și ei încearcă să penteze statul, dar până la urmă au ajuns să plătească 65% taxe, am înțeles. Pentru că au fendat așa de mult încât acum plătesc săracii de nu mai grevin. Deci cam așa este situația. Asta este pentru că am început prost, cum se spune, în anii 90, din păcate am început cu cei care au fost la PCR, au luat frânele puterii Iliescu și cu Gașca și au îndreptat țara asta spre un traseu în care cumva e greu să te redresezi. În ultimii ani de zile, cu ajutorul românilor care au plecat pe afară, de foarte mulți au văzut care este viața în vest, s-a schimbat și atitudinea și de unde gândeau într-un fel până să plece, când au ajuns au văzut că se poate trăi și altfel. Se întorc înapoi, au și rude și le povestesc, plus că aici viața evoluează în România și nu mai suntem în anii 90. Sper că a venit timpul schimbării în România și cu Partidul Verde o să fie pe valul schimbării. Asta e niște alte partide, să facem schimbarea în România de mentalitate, de clasă politică, pentru că noi am ajuns în situația asta, mare parte și datorită clasei politice de anii 90, pentru că până la urmă ei au avut freile puterii și ei au îndreptat țara unde suntem acum, adică PSD-ul, PNL-ul și celelalte partide care sunt acum și se dau mari partide democrate, ei din anii 90 s-au schimbat între ei. Deci noi credem că ei nu mai pot spune mult românilor față de ce au spus până acum, adică sunt minciuni. Au și dovedit la ultimile... PSD-ul a venit cu acel program de guvernare, Liviu Dragnea, mai există, mai păcălesc o dată românii, i-au păcălit, au fost votați, cred că s-au convins ce înseamnă PSD. PNL-ul e și el, are și el problemele lui destul de mari. Îi vor să apară un partid, deci e clar, pentru că schimbarea vine încet, încet, au trecut totuși 30 de ani, de la în anii 90, lumea încet se dezmeticește, încet, încet se dezmeticește și cei care în 90 erau dar așa, să zicem, și-au dat seama că vremurile sunt altfel. Dar cu ajutorul celor care, tinerilor, cu ajutorul celor care... Haideți să vă dau un exemplu. Din alte surse decât televiziunile și internetul, nu știu, alte informații, lumea începe să gândească mai profund, își dau seama și avem, adică șansele de schimbare sunt. Noi trebuie să fim pregătiți și lumea trebuie să fie pregătită să facem o schimbare în ceea ce înseamnă atitudine politică și implicare. Dacă vorbește tot domnul Cioacă, o să-l rog pe domnul Boga să închide microfonul pentru că îl broiază. Ok, mulțumesc. Haideți să vă spun, să vă dau un exemplu, o mică comparație. Vreau să vă spun că atunci când eram în Norvegia, eu mă întâlneam cu ministrul de interne al Norvegiei la același magazin de pâine, adică el venea pe jos să-și cumpere pâine. Iar eu la fel, ne întâlneam la același magazin și cumpăram pâine. Păi ministrii noștri de interne umblă cu limuzina, cu vreo 6 polițiști după ei, cu vreo 3 mașini de poliție și așa mai departe. Deci când o să ajungem la nivelul ăsta, atunci o să ajungem departe. Și în același timp vreau să vă spun că văd aici în Anglia, cu privire la semnăturile care se strâng pentru fiecare parlamentar. Deci în România, nu știu exact câte semnături trebuie să strângă un parlamentar ca să candideze la parlamentare. 100.000 dacă vrei independent și ca partid 200.000. Nu, 100.000 pe țară sau... Ca independent poți, da, pe țară. Ok, dar mă refer la alegerile... Deci la locale trebuie un procent de numărul alegătorilor sau două. Așa, 100.000. Aici în Anglia, un deputat sau un parlamentar care vrea să candideze are nevoie decât de 20 de semnături. Ca să vedeți ce diferență e. Unde au putut să ajungă oamenii ăștia și unde au putut să ajungă comuniștii noștri care ne convertează de 30 de ani. Deci, nu v-am spus toată istoria cu partidul. Eu am închis partidul ăla și am renunțat la el doar pentru faptul că n-am putut să strâng semnături. Mi-am dat seama că este imposibil să strâng semnături pe bune, adică în România. Și într-un termen atât de scurt, într-o lună jumate, cât îți dau ei la dispoziție, cei de la autoritatea electorală. Și am zis așa, decât să fac ce fac ăștia în România, partidele vechi, mai bine mă retrag și îmi văd de treabă.
Pentru că dacă fac acela lucru pe care l-au făcut ei, n-are niciun sens. România va ajunge mai rău decât este. În schimb, din fericire, având de-a face cu mulți politicieni din afară și fiind membru la mai multe partide, bine, la mai multe partide. Acum, de exemplu, sunt membru la partidul Labour Party aici în Anglia. Sunt de aproape un an de zile și am mers în primul rând să am o experiență din Anglia în politică, pentru că e foarte important. De aceea pot să fac și comparație. Adică de la 20 de semnături la 100 de mii, eu cred că e o diferență foarte mare. Și cu privire la mentalitate, mi-am luat aminte în data de 17 mai, când organizau ăștia norvegenii ziua lor națională, de la cel mai mic omuleț, adică de la bebeluși, de la băia care începeau să meargă în picioare până la 80 de ani, cu steagul în mână. Deci până nu o să ajungem să devenim atât de patrioți, să ne iubim țara, România nu va ajunge departe, pentru că noi suntem vânzători de țară. Adică mai auzi mulți români care ajung prin Spania, prin Italia, pe unde ajung ei, prin Europa, să nu mai aud România. România e o țară de corupți, o țară de nu știu ce. Este adevărat, sunt mulți corupți, dar nu poți să îți denești țara ta și să te înjosești în fața tuturor cetățenilor din Europa, pentru că, sincer să fiu, e o țară mai bogată ca România, n-am văzut nicăieri. Și vorbim de Norvegia, vorbim de Anglia. Deci țara mai bogată ca România nu există în Europa. Deci noi avem agricultură, da? Deci noi mâncare o avem gratis aproape, dacă știm să gestionăm cum trebuie. Avem resurse, avem resurse umane. Deci românii sunt cei mai isteți. De ce românii sunt isteți pe IT? De ce sunt cei mai buni IT-și? De ce primesc atâtea premii? De ce inventăm atâtea chestii? Pentru că putem, pentru că noi suntem urmașii dacilor. Da? Și până când România nu o să înțeleagă că noi trebuie să investim în ceea ce avem mai de preț, agricultura noastră trebuie să fie pusă la punct, IT-știi noștri la fel, trebuie să ajutați să crească. Deci să ajutăm exact persoanele care trebuiesc, adică nu ajutăm, nu știu, corporații străine să vină să ne fure, nu ajutăm firme austriece să ne ia petrol pe degeaba sau firmele rusești. Noi trebuie să ajutăm oamenii noștri. Deci vă dau un exemplu. Dacă vine un neamț în România și se duce la bancă, vine cu 100.000, vinde și el o casă prin Germania, acolo este un nime și vine în România cu 100.000 în buzunar, se duce la bancă și mai vreau 300.000, că vreau să fac nu știu ce fermă sau nu știu ce afacere. Banca îi dă, dar dacă se duce un român, zice, nu, mai trebuie să aduci nu știu ce, mai trebuie să dai nu știu ce, doar pentru că e român. Deci până nu o să ajungem să avem mentalitatea să ne ajutăm compatrioții noștri și să dezvoltăm firmele noastre, de ce o firmă de IT trebuie să lucreze pentru o firmă britanică? Când poate să lucreze pentru România, să aducă bani în România. De exemplu, cunosc multe firme britanice care ei decât iau contractele cu firme mari, corporații mari, și după aia vin în România și fac totul cu firmele românești de IT. Dar, și nu mai de IT, în general, toate firmele. Deci noi suntem decât forță de muncă. Nu, noi trebuie să învățăm să fim lideri, noi trebuie să învățăm să producem, să aducem bani în țară, nu să-i scoatem din țară. Păi la noi în țară, dacă te uiți, toate supermarketurile sunt Kaufland, mai știu eu ce, sunt o grămadă de denumiri din astea, nemțești, englezești, nu, nemțești, franțuzești, așa, Carrefour sau ceva de genul. Deci nu trebuie să existe așa ceva. Păi să avem noi un supermarket, să zicem că se numește România Market, să fie în Franța, să fie în Germania, să fie în Austria. Le vindem noi alimente, că noi avem agricultură, nu ei. Păi ce fac? Iau grâu de la noi pe degeaba și după aia ne vând făină cu 5 euro kilogramul? Păi ce facem? Aici, Manuel, tu ai într-un fel dreptate, dar să știi că nu putem vorbi la persoana a treia despre lucrurile astea, nu s-au întâmplat de la sine. Astea au fost favorizate de cei politicienii care de 30 de ani conduc România, pentru că n-au încurajat mediul de afaceri românesc. Dar bineînțeles. N-au făcut decât să-și facă bani proprii și pentru ei
n-au încurajat economia românească și acum nu trebuie să ne mirăm. Economie de piață. În economia de piață au intrat supermarketurile de afară că au avut putere financiară, pentru că cei de la noi n-au fost ajutați economic să crească. Dar asta e situația, se poate rezolva aici și mari retaileri pot fi taxați, pentru că nu sunt taxați cum trebuie, ei își externalizează profitul pe afară, pentru că tot PSD-iștii și PNL-iștii sunt cu ei mână-mână, și Weihhoff în România, când a venit pe timpul PSD-ului, pe timpul Iliescu a venit în România și și-a instalat fabricile, nu? Nu pe timpul al cuiva, pe timpul PSD-ului. Deci, am acum... Sunt lucruri făcute de înaintașii noștri PSD-iștii, nu știu ce. După acest duel patriotard, vreau să-l provoc pe domnul Buga să facă o analiză critică. Eu știu că de mulți ani e în nordul Italiei și a observat probabil ascensiunea Partidului Populist și Naționalist Lega Nord. Nu vă amintește de ceva această atitudine cu dacii și cu pieptul de aramă în față? Nu vi se pare că e risc de pseudopatriotism și populism și în România cu așa discurs? O intervin și eu puțin, eu cred că n-avea legătură cu dacii și cu romanii, nu putem vorbi. Chestia cu cum n-avea, că domnul Ciucă i-a pomenit că suntem moștenitorii dacilor, suntem speciali. Suntem români, acum au fost daci, au fost romani și alte naționalități pe aici, pe la noi, asta este, au fost. Da, colegul Michi Buga, te rog. Porniți microfonul, vă rog. Deci ca să răspund la mingea aruncată la filă de domnul Oleg, în privința Ligii Nord, deci Lega Nord din Italia, este un caz clasic care se naște în perioade de nemulțumire a populației, care se bazează pe spiritul de naționalism extremist, care n-aș vrea să fie confundat cu patriotismul. Deci a ține la cei care îți sunt aproape, comunitatea din care faci parte, națiunea, cei care vorbesc aceeași limbă cu tine, cu care ai împărtășit aceleași obiceiuri de generații, e cu totul altceva față de naționalismul extremist, care are ca și consecință discriminare, are ca și consecințe dezbinarea persoanelor pe criterii de etnie, să spunem, nu? Deci de ceea ce numim naționalism. Deci acum trăim într-o perioadă în care lucrurile încep să nu mai aibă, noțiunile nu mai sunt ca cele definite anterior. Când vorbim de cetățenie, când vorbim de națiune, în condițiile în care am ajuns să formăm Uniunea Europeană, acum nu cădem nici în extrema globalizării. Globalizarea a creat probleme mari și probabil că și, probabil spun, deși încep să fiu din ce în ce mai convins, inclusiv globalizarea, scuzați, inclusiv pandemia, e un rezultat al globalizării. Pentru că viteza de circulație face și în cazul în care e adevărată viroza, să o propage cu viteză mult mai mare, din punct de vedere teoretic și tehnic. Globalizarea există de secole și de milenii și toate ciumele și toate pandemiile s-au răspândit din cauza migrației oamenilor. Oamenii nu poate să stea lângă peștera lor. Tot timpul se duc să mai vadă ce se întâmplă în lume. Să nu ne mai temem de globalizare ca... Da, aduceți-vă aminte că înainte de 90, polonezii erau comercianții Europei de Est și treceau de la ei din țară. Eu mi-aduc aminte că făceam ciclism și atunci așa erau o mulțime de mașini cu numere de Polonia, care străbăteau, mai țin minte cum se numește, E15, deci șoseaua de la București la Suceava. Treceau în nord, probabil primul care era să duceau acasă în Polonia, care făceau comerț între Turcia și Polonia. Deci aveau acceptul de a ieși în Turcia și să cumpere marfă și să o vândă în toată Europa de Est.
Dar acum și polonezii, și maghiarii, ca și nord-italienii sunt atât de patrioți încât sentimentul ăsta lor patriotic e speculat de tot felul de naționaliști și cad în extreme din astea neonaziste chiar. Și e un mare pericol pentru toată Europa, revenirea nazismului. Să știți că nu toți cad. Polonezii nu sunt extrem de naționaliști. La ceea ce e și normal, nu se ține la țara lor, la tradiții și la identitatea lor. Nu asta mi se pare problema gravă. Chestiunea pleacă de la distribuția bunăstării. Mi se pare că am mai spus-o eu într-o emisiune de-a noastră, nu? În momentul când ne mulțumești categorii din ce în ce mai mari de populație, ele devin vulnerabile și pot fi speculate. Omul are nevoie de chestiunile elementare. Nu poți să-l lași fără aer, fără apă, fără mâncare și fără căldură. În momentul când îl condiționezi în mod exagerat ca să aibă la dispoziție lucrurile astea elementare și vede pe de altă parte că sunt personaje care se îmbogățesc într-o manieră exponențială fără nicio justificare efectivă, pentru că nu aduc o bunăstare comunității, normal că creezi curente de opinii, partide radicale. Și reușești foarte ușor să faci dezbinare. Aduceți-vă aminte cine? Vadim Tudor, nu? Promova o politică de același tip, nu? Și se pare că a fost un joc de interese și a fost folosit de Iliescu ca și contracandidat ca să facă blatul care a ținut pe margine tot restul populației care ar fi putut să facă lucrurile în mod normal, să-i spun. Normal nu mai e corect, pentru că normal, cuvântul normal l-a folosit Iohannis. România era normală, da. Din cuvânt, din vocabular, pentru că a devenit un concept greșit, când de fapt normal ca și cuvânt, ca și definiție, e corectă. Păi hai că vă provoc acum pe toți trei la final de emisiune, vă provoc să definiți cum vedeți dumneavoastră ca activist, ca lider, ca membru al Partidului Verde, cum vedeți România și Europa normală? Haideți, domnul Cioacă, că v-a venit rândul. Domnul Buga ezită și Silviu vorbește la telefon. Gata, am terminat. Intervin eu înainte că trebuie să ies. Ok. Și las colegii să vorbească. Deci, referitor la ce ai spus, cred că naționalismul din ce în ce mai... genul ăsta de populism spre naționalism cred că o să prindă din ce în ce mai puțin în Europa, pentru că viitorul... Eu consider că este cumva ceva de secolul 20. Și cu cât progresăm în civilizație și în dezvoltare, chestia rămâne mai mult pe sentimentul de patriotism, cum a bine a remarcat domnul Buga, și patriotismul înlocuiește naționalismul. Adică poți să fii patriot și fără să fii naționalist în sensul definit de ce înseamnă doctrina secolului 20-19, în care se puneau accente pe autonomii din acestea teritoriale, pe noi suntem cei mai buni și lucruri din astea. Îi dau de toate, românii sunt foarte buni, dar trebuie să ne punem în valoare și asta ne punem noi în valoare, nu să ne ajute Europa în sensul ăsta. Noi trebuie să avem curaj când mergem la Bruxelles, să avem oameni pregătiți când merg acolo. Dar nu putem să spunem că Europa ne dezavantajează. Noi avem europarlamentari care de-abia știu să spună câteva vorbe în engleză și nu au pregătirea necesară. Deci, vedeți cum vine aici în România și se plâng după aia parlamentarii noștri, europarlamentarii, că acolo mergem și noi suntem, nu ne bagă în seamă. Nu te bagă în seamă că nu știi să vorbești, nu ești pregătit normal, te duci acolo, oamenii ăia vorbesc că 3-4 de străine, sunt toți profesori și PSD-ul și ăștia cine trimite? Niște negri, nimeni, PNL-ul care au de bea. Normal că nu poți să faci față oamenilor ăia și atunci nu mai plânge că ești fraier. Asta ești fraier și nu te mai plânge. Deci noi, în primul rând, noi trebuie să ne trimitem oameni capabili în Parlamentul României, în Parlamentul European, și după aia ne putem vorbi cu ei altfel. Dar dacă tu nu ești în stare să vorbești și asta, cum poți să te plângi? Mă refeream la ce se întâmplă și
noi singuri trebuie să ne ridicăm înainte să ne ridice ei, pentru că ei e normal și văd fiecare țară are interesul, să zicem, ei există un context, dar noi avem și noi grijă pe cine trimitem în Parlamentul European și Parlamentul României. De-aia suntem de 30 de ani aici, când Parlamentul României a ajuns tot felul de din ăștia care îi interesează de grup, niciunul n-au s-a uitat, la fel și Parlamentul European, asta vreau să spun. Deci tot noi suntem într-un fel de vină și trebuie cumva să ne schimbăm în mentalitate, în gândire, să promovăm dintre noi oameni capabili care să reprezinte interesele acestei comunități a României și interesele europene până la urmă. Ok. Da, dacă nu vorbește domnul Buga, o să-l rog să închidă microfonul. Sau luați acum... Haide că iau eu cuvântul și după aceea mă retrag. Salut. A, deci dacă e vorba de normalitate. În mod normal ar trebui să ne bazăm pe valorile autentice care le poate oferi persoana sau ființa umană, nu? Plecând de la ceea ce spunea și Emanuel, nu? Modestia, cinstea, punctualitatea, corectitudinea. O chestiune foarte simplă este răbdarea, care e foarte greu de educat. Deci, în general, cine reușește să aibă răbdare, reușește să-și facă un program, reușește să monitoreze o anumită structură, să facă analize, să facă corecții și să facă o evoluție cu adevărat pozitivă. Deci astea, după părerea mea, ar fi valorile pe care ar trebui să le promoveze un partid și să-și aleagă și reprezentanții și modalitatea de lucru ca să poată să demonstreze celorlalți că dorește într-adevăr să facă ceva constructiv și util pentru comunitate. Hai să nu spunem pentru toți, pentru că probabil pentru toți este dificil, deși în momentul când conduci o structură, fără discuție că trebuie să te gândești la toți. Nu e obligatoriu că reușești să-i mulțumești pe toți, dar să mulțumești majoritatea este o obligație a celui care conduce o structură, că e de partid, că e imprenditorială, că e o comunitate, deci o administrație și așa mai departe. Și astea sunt părerile mele în privința evoluției pozitive, să spunem noi, nu? Și evident, trebuie să și critici, să elimini cei care au altă și sancționezi efectiv, nu? Pentru că dacă nu dai exemple ca să înlături aspectele negative, nu poți să faci corecții în mod eficient și care să stimuleze pe ceilalți să nu cadă în aspectele, să vorbim clar, de corupție, pentru că noi suntem bolnavi de corupție și de venituri nejustificate. Eu mi-aduc aminte de ce spunea Țuțea, că capacitatea de a gestiona o valoare este direct proporțională cu capacitatea de a o produce. Până ce nu faci un lucru bine, nu reușești să-l apreciezi ca atare. Inutil să-ți faci să dau un exemplu, o proprietate, un hotel de nu știu câte stele, o pensiune, care după aceea nu reușești să o gestionezi cu mijloace normale. Pentru că mai devreme sau mai târziu ți-o pierzi. Bine. Mulțumesc pentru timpul acordat. Da. Și acum, domnul Cioacă. Microfonul, vă rog. Bun. Și dumneavoastră, domnul Buga, să-l închideți, vă rog. Ok. Ați pornit microfonul? Domnul Cioacă. Da, scuze. Acum, da. Deci, pentru mine, o România normală ar fi în felul următor. Eu aș încuraja românii în diaspora, o bună parte din ei, să vină, să se întoarcă în România și să
deschidă companii, că marea majoritate sunt antreprenori. Da, cred că un 60% din ei sunt antreprenori în diaspora. Și eu ca și stat român, adică dacă aș fi eu statul român, aș garanta businessurile lor, la fel cum fac norvegenii. De exemplu, o companie norvegiană, dacă ajunge la 1 milion de euro, de exemplu, vine statul și ți-o cumpără. Jumate, 51% din acțiuni este ale statului. Iar tu ai decât 49%. Și atunci compania nu va mai da faliment niciodată, pentru că e susținută de stat. Adică băncile o să o ajute. Deci n-ai nicio treabă. Deci o companie care este susținută de stat n-are cum să... Adică șansele sunt foarte mici ca să dea faliment. Deci asta trebuie să facă guvernanțele și să atragă diaspora acasă, nu pe toți, că nu o să vină toți, fiindcă mulți și-au făcut aici totul, adică au familie, au copii la școală, au serviciuri care nu le-ar dea pe nimic, dar sunt mulți care doresc să vină acasă, să se întoarcă. Adică cred că din ăștia 5-6 milioane cât sunt în diaspora, eu cred că s-ar întoarce înapoi undeva la vreo 2 milioane s-ar întoarce înapoi, dacă statul ar găsi o modalitate să-i atragă, să vină, să se întoarcă. Și dacă vor veni, să zicem așa, din ăștia 2 milioane sau, da, să zicem 2 milioane de persoane, să vină vreo 500 de mii de antreprenori care au idei extraordinare și care funcționează, România poate să ajungă departe. Poate să ajungă departe. Fiindcă sunt mulți antreprenori de succes care și-ar dori să vină în România, dar să aibă unde să vină. Legislația noastră e prea greoaie. Adică mergi să deschizi o firmă, ei zic că o faci repede, în 3 zile. Eu aici în Anglia o fac într-o jumătate de oră. O înființez online. În Norvegia la fel. Băncile sunt foarte rigide. Adică nu poți să ai o linie de credit, nu poți să ai... Deci n-ai nicio șansă să te dezvolți. E foarte greu. Și atunci, până nu o să înțeleagă că trebuie să investească în micile companii sau în startup-uri, atunci economia țării nu are cum să urce. Și eu m-aș baza foarte mult pe cei din diaspora și pe IT-ști și în același timp pe agricultori. Pentru că dacă ajutăm IT-știi, mai ales că noi trăim în secolul vitezei și acum fără informatică ești zero, adică toată lumea vrea să folosească informatica și un om fără informații nu reprezintă nimic, atunci nu face nimic. Deci, în primul rând, IT-știi, în al doilea rând, antreprenorii, când mă refer la antreprenori, mă refer la cei care știu să construiască, să facă blocuri, să facă o grămadă de chestii. De asemenea, mă refer la agricultorii noștri care sunt foarte buni, adică noi încă mai avem agricultori, că văd că vin zeci de mii în diaspora să lucreze, deci avem, încă agricultura noastră funcționează și agricultorii sunt buni, încă mai știu meserie, fiindcă ăștia aici chiar nu știu să lucreze în agricultură. Și atunci, deși pare o meserie josnică la noi, din punctul meu de vedere, agricultura în ziua de azi o să fie o meserie foarte căutată și sunt onorată. Onorată, da. Pentru că nu mai există și nici micii meseriași nu mai există. De exemplu, e cam greu să mai găsești acum un tâmpar, un lăcătuș mecanic, un strungar. E foarte greu, adică a cam dispărut. Atunci trebuie să reinventăm școlile profesionale. Trebuie să ajutăm agricultorii prin programe de dezvoltare cu tehnologie nouă, că au apărut un grămadă de programe din astea care poate să ajute agricultorii, de exemplu, dronele. Sunt drone în China care îți filmează culturile, ți le stropește. Deci nu mai trebuie să folosești tractoarele. Direct cu drona poți să stropești cultura. Adică o programezi și ea își face treaba.
Pentru ce trebuie un tractor când poți să folosești drona și nici nu nici nu face daune, adică n-ai treabă, îți filmează în același, îți face poze, îți arată dacă planta respectivă a ajuns la maturație. Deci sunt niște chestii care noi români nu știu dacă suntem pregătiți să le aplicăm, pentru că noi suntem, nu știu dacă suntem subdezvoltați. Pur și simplu statul român nu are specialiști, sau dacă iară nu-i lasă să se dezvolte, și asta e singura problemă, cred eu. Adică specialiști sunt, pentru că specialiști în IT în România sunt destui și cei mai buni. Adică foarte buni. În România sunt aproape eu consider că cei mai buni dintre cei mai buni IT-și din lume. Pentru că sunt urmașii dacilor, a zis dumneavoastră. Poftim? Pentru că sunt urmașii dacilor. Poate să fie și asta. O explicație. Dar vreau să spun că eu lucrez cu indieni sau cu alte naționalități și în comparație cu românii sunt foarte slabi. Adică pe IT, când vorbesc de IT. Ei fac lucru, îl fac ei, de bine de rău îl fac, dar parcă lasă ceva neterminat. Adică nu se uită la detalii. Nu știe să facă lucru ca să pun la capăt. Și de asta zic că noi suntem mult mai pricepuți decât alții. Nu că, vezi, Doamne, suntem noi români. Nu, sunt oameni deștepți pe tot globul, dar consider că țara noastră are multe facilități. Și aș putea să o compar cu Norvegia. Norvegia nu are decât munte și petrol. Dar este cea mai bogată țară din Europa. Iar și noi mare avem și fiorduri. Și fiordurile, da. Iar noi avem o țară atât de bogată și un salariu de 200 de euro. Deci ei au salariu minim 3.000 de euro pe lună, iar noi avem salariu minim, nu știu dacă e 200, cred că e mai puțin. Și atunci, nu știu, nu văd. Trebuie să găsim soluția. Pentru că avem resurse umane, avem o țară bogată, decât trebuie puse pe roate. Atâta trebuie să facem. Dar trebuie să existe niște persoane care să gândească în favoarea României, adică să fie niște patrioți adevărați, la fel ca Ceaușescu. Ceaușescu a fost el cum a fost, dar să știți că a fost patriot, după părerea mea. Bun, adică nu cred că am ajuns la unde ne-am dorit, la un model foarte bun. Acum și o să le dăm exemplu și pe Ștefan cel Mare, de exemplu, nu, care dădea iama încoace în Muntenia și spinteca și tăia ca să-l pună pe vărul său domnitor. Nu sunt modele bune deloc, nici Ceaușescu, nici Ștefan cel Mare, nici Mihai Viteazu. Sau Antonescu, acuși o să ziceți că și Antonescu era bun și patriot. Dimitri Capriș ne provoacă cu o întrebare. Eu zic dacă îmi permiteți întrebarea și dacă nu vă grăbiți, putem să continuăm emisiunea, chiar dacă avem deja 77 de minute. Vă citesc întrebarea și poate o să vreți să răspundeți la asta, că e despre diaspora. Zice că cineva e cu ecou, domnul Buga, vreți neapărat să mă auziți cu ecou? Bun. Despre locurile de muncă peste hotare, peste tot există intermediari, frați de ai noștri români, el basarabian fiind ca mine, care s-au legalizat cumva pe viclenie sau descurcăreți, oricum românii poate să se ducă oriunde cu buletinul românesc, poate să facă business, cum a zis dumneavoastră, antreprenoriat, dar basarabienii care vin doar cu pașaport de acela biometric, albastru, moldovenesc și au voie să lucreze doar 3 luni, li se pare că românii s-au legalizat prin viclenie. Dar zic ei, majoritatea angajaților lor vin pentru prima dată în Occident și sunt nevoiți să lucreze mai multe ore decât prevede legea, cu tarif mai jos, se speculează, se înjură frate pe frate, cum credeți? Cu timpul o să se respingă, o să se iubească, o să fie mai uniți românii între ei. Iată o provocare de la un basarabian pentru niște români, dacă toți suntem cu românii din diaspora și cu patriotismul și cu nația cea mai tare și cu pieptul de aramă. Da, domnul Buga. Acum porniți microfonul și comentați. Deci, chestiunea asta este creată de legislație. Faptul că există trafic la nivel statal de forțe de muncă este o realitate. Aici, în Italia, funcționează sistemul de cooperative.
pe care îl practică și italienii, din păcate, a fost într-o anumită perioadă foarte contestat, au încercat să le elimine din punct de vedere legislativ, dar întrucât, să zicem, bătaia asta de piață a fost împotriva curentului, l-au menținut și efectele sunt astea. Că sunt legale, marea majoritate, vor mai fi și ilegale, astea nu le cunosc, sunt agenții de plasare de forță de muncă, sunt cooperative, care de fapt sunt tot agenții de plasare de forță de muncă, dar cu facilități fiscale stabilite prin lege și normal că le fac să existe și să prospere. Și chestiunea pleacă de la a fi acceptate prin lege sau nu. În momentul când faci presiune ca toți să lucreze și să nu mai existe economie subterană și toți să lucreze cu acte în regulă, că se pot face lucrurile astea în situația în care există voință politică și executivă. Dacă nu există, nu se face. Uitați-vă, de pildă, în Anglia. Am fost și eu în 2 ani, că am avut 2 colaborări. În Anglia există agenții de plasare de forță de muncă, dar sunt corecte, sunt taxate și nu, să zicem așa, exploatează în mod exagerat ultima verigă. Deci, operatorul final. În schimb, în statele în care se permite un asemenea sistem de exploatare în lanț, funcționează. Demonstrația cea mai simplă a fost cu scandalul de la Cluj, nu? Când în perioada de situație de emergență a fost bătaie care ajunge primul acolo, pentru că erau comisioanele la mijloc, era cine prinde loc, cine nu prinde loc și așa mai departe. Din cauza asta s-a ajuns la aglomerare. Eu nu știu de ce n-au arestat pe directorul de aeroport, care a acceptat un asemenea flux de personal, pentru că el era primul în măsură să spună: domnilor, nu pot să asigur plecarea 12 nave, a 2000 de persoane, în condiții în care trebuie să țin la distanță de 1,5 metri unul de altul. Pentru că știa și ce ghișee are la dispoziție și ce culoare. Aeroportul din Cluj l-am văzut acum vreo 3-4 ani, nu cred că l-au mărit. E un aeroport minuscul. Au avut explicația că oamenii s-au adunat afară, pe teren public, nu în interiorul aeroportului. Și credeți că în interior nu s-au aglomerat și în avion nu s-au aglomerat? Ce să facem acum? De asta se organizează acum trenuri care pleacă din Timișoara spre Austria, de exemplu, și în tren pot să meargă oamenii separați, în avion e cam scump. Păi eu vă pun o întrebare care ar trebui să fie îndreptată către președinte, către Iohannes. În situația în care pandemia este reală, da? Deci în ipoteza asta, s-a interesat Iohannes de aia care au plecat după o săptămână, două, cum stau în Germania, ca cetățeni români, ca și conaționale ai lui, dacă sunt sănătoși, dacă au transmis boala, dacă e risc în România? Dacă el are grijă. Știe ceva de oameni aia? Dacă el are grijă celor 20 de milioane rămase acasă, de ce s-ar îngriji de cei 2000 plecați? Pe răspunderea lor. Pentru că i-a pus într-o situație ipotetică de risc. De risc major. Pentru că el spune: domnule, nu stați împreună, pentru că jandarmii vă iau cu bastoanele în România, ceea ce aici nu se întâmplă, da? Bun. Dacă cei care se adună îți luați și tratați de poliția română în maniera asta, tu ca șef al statului nu te interesezi pe cei pe care i-ai băgat în avion mai rău decât cei care stau în stradă și ies la ore neadecvate după ceea ce au prevăzut ei? Bun, Iohannis nu știe și nu s-a interesat, dar știți dumneavoastră în ce condiții lucrează ei acolo? Că ne vorbea de Germania doamna Dina Tatu, că stau în containere, că supraaglomerat, că e necivilizat. Dumneavoastră știți în ce condiții lucrează oamenii acolo la Sparanghel? Nu, din păcate eu am fost doar în Anglia, în Italia sunt de 20 de ani. Știu că în Italia sunt situații dramatice, dar nu în zona mea, de persoane în sud, am înțeles că... Dar nu pot să vă dau... Neavând informații directe de la sursă, n-are rost să vă...
să mă exprim în privința lor. Și deci, românii care fac antreprenoria, ce exploatează pe frații lor cu pașapoarte albastre, peste normă, prost plătit, ce fel de frăție e asta? Păi evident că nu este o situație loială și corectă. Dar nu putem generaliza. Probabil sunt cazuri separate și unii au pățit, alții n-au pățit. Chiar eu am făcut un interviu recent cu doi basarabeni din Spania și unul zicea că românii ne fac, ne dau afară, ne direc. Alta spune, păi eu, iată, de o româncă-s găzduit acum. N-am niciun ban, femeia m-a primit și mă hrănește și mă întreține și cu copilul. Tot o româncă. Deci, doi basarabeni vorbeau despre cazuri diferite. Nu putem generaliza, sunt cazuri peste cazuri. Nu, dar repet, statul și cei care ar trebui să gestioneze situațiile astea nu o fac. Pentru că dacă moldoveanului, de pildă, nu-i place tratamentul la care l-a supus românul în Germania sau în Anglia sau unde i-a intermediat acea ofertă, nu? Ar trebui să ducă să poată să reclame și să fie apărat, nu? Dacă ar ști limba și dacă ar ști legile, dar de obicei basarabenii nu prea știu nici la ei acasă legile, dar emite în Europa. Da, ca să nu ajungem din nou la situațiile negative, urâte de tot, care se referă la traficul de carne vie, pentru că ăsta este în văzul tuturor. Da, se întâmplă în fel și chip, da, și sunt exploatați chiar români de aici, de acasă, de România, de alți români sau de străini. Sau sunt rachiți basarabieni care fac tot felul de nebunii. De națiune. E chestiune că poate moldoveni, având un statut din punctul de vedere a comunității europene mai limitat, jos. Ca drepturi, da? Cei care au drepturi ceva mai egale cu toți europenii. Mai favorabile, da? Profită de ceilalți, neavând bun simț și corectitudine, ceea ce spuneam eu, valorile astea esențiale, fundamentale. De acord, domnul Cioacă Cușu, o să precizeze că toți moldovenii sunt români. Să nu zicem ca domnul Buga, moldovenii și românii, pentru că e aceeași nație. Da, s-aude... E de la domnul Buga, îl rugăm să închidă microfonul. Eu cred că ține volumul prea mare din cauza asta. Da. În fine, cu privire la... Te rog să mai impui încă o dată întrebarea, să repeți întrebarea. Omul zice de ce sunt români antreprenori în Occident care exploatează pe basarabienii veniți la munci sporadice din astea sezoniere, îi exploatează peste normă, îi plătesc prost și îi tratează cu dispreț, îi înjură frate cu frate și când o să se termine chestia asta? Ok, dacă se referă la moldovenii care nu au acte, situația e puțin mai complicată. Care nu au acte românești, că moldovenii cu actele lor moldovenești? Nu, acte românești care nu au drepturi legale în țara respectivă. Ei au dreptul decât să viziteze Italia sau Spania sau eu mai știu țări din Europa. Dar ei nu au dreptul să lucreze și dacă nu au dreptul să lucreze, atunci, în primul rând, de vină este statul respectiv pentru că nu... De fapt, de vină sunt ei, că ei au venit în vacanță acolo, nu au venit să lucreze, dar... În fine, românii care ia la muncă, eu cred că sunt, nu trebuie să generalizăm, dar sunt destui care profită de situație și îi folosește și nu le plătește ore extra, nu le plătește munca lor care trebuie să o plătească, adică banii pe care trebuie să-i primească. Și atunci, da, profită de ocazie și... și se folosesc de situație. Dar eu cred că acei moldoveni care pleacă la muncă în alte țări, fără acte, trebuie să-și asume și chestia asta. Pentru că eu mi-aduc aminte, când am plecat eu acum 20 de ani în Spania, la fel am fost și noi. Adică românii au trecut până același... în aceea situație. Purgatoriu. Da? Și mi-aduc aminte că lucram la început pe 30 de euro pe zi. Deci și în construcții și nu mai zic până ce am trecut.
E greu la început și mă prindea poliția cu mașina, îmi lua permisul, nu l-a prins, dătea amendă 400 de euro, de fiecare dată când mă prindea dătea 400 de euro amendă, n-aveam drepturi legale, amenzi peste amenzi, adică nu e așa simplu, cei care se gândesc că în străinătate fug câinul cu covrigi în coadă, sunt și alamarnic. Deci nu mai este ce a fost, adică a fost o perioadă foarte bună când s-au făcut bani în diaspora, în țările astea, gen Italia, Spania, Germania și așa mai departe. Dar acum nu prea mai e ce a fost. Una la mână. A doua la mână, românul acela care angajează un moldovean fără acte, fără acte legale în țara respectivă, nici nu poate să-l plătească foarte mult, pentru că el, dacă îi dă bani la negru, el trebuie să justifice banii. Adică dacă el plătește la negru, el trebuie să facă niște șmecherii ca să acopere și banii care i-a dat la negru. Că dacă i-ar da cât ar trebui să-i dea în mână, cât ar câștiga un om cu acte în regulă, atunci el ar fi mai mulțumit, adică într-un fel ar fi mai liniștit. Dar dacă ia oameni la negru, într-un fel și el riscă. Pentru că odată ce tu lucrezi cu oameni la negru, tu scoți niște bani din firmă și dacă îi scoți, trebuie să demonstrezi unde s-au dus banii. Că dacă nu, la sfârșitul anului, tu o să plătești taxe pe venit și atunci e cam groasă treaba. Așa că, sincer, mie îmi pare rău să aud că românii se folosesc de moldoveni, dar într-un același timp, cred că asta e singura soluție ca să te integrezi într-o țară la început, mai ales dacă nu ai acte. Pentru că toți am trecut pe acolo. Eu știu cum era pe timpul meu. Deci, e greu. La început nu o să câștigi cât câștigă un spaniol, italian sau mai știu eu ce, englez, tu câștigi la jumate, pentru că e străin, n-ai niciun drept, nu știi, mai ales că nu știi limba, mai ales că nu ai acte, adică e foarte greu. Ei trebuie să înțeleagă, când pleacă de acasă, trebuie să înțeleagă că situația nu e așa roză. Deci cam asta... Deci cam așa aș putea să-i sfătuiesc, pentru că sunt și oameni buni care o să-i plătească mai bine, dar foarte mult nu poate să-i plătească, pentru că dacă plătește mai mult, intră el în pagubă și atunci eu n-aș lua un muncitor la muncă dacă m-ar costa mai mult decât unul cu acte, de exemplu. Pentru că lei la muncă, îi dai salariul întreg, dar după aia tu te trebuie taxe și trebuie să plătești o grămadă de chestii și rămâi tu în pagubă. Și atunci zici, bă, dar ce afacere am făcut? Iau unul fără acte, mă risc, dar în același timp ajung și să primesc amenzi și așa mai departe, să-mi închidă firma. Dar eu ce să sfătuiesc? În general sfătuiesc românii să ajute moldovenii, pentru că, într-adevăr, moldovenii pentru mine sunt români, pentru că vorbesc aceeași limbă și nu înseamnă că dacă s-a pus o barieră acolo, gata, nu mai sunt români. Sau că ei au pașapoarte albastre și noi avem roșii. Adică, nu știu, pentru mine moldovenii sunt români, ales cei de peste Prut, pentru că chiar n-au nicio vină că ei au rămas acolo și ceilalți au rămas în partea cealaltă, știi? Asta e. Mulțumesc foarte mult. Vrea și domnul Bugă să mai adauge ceva la tema asta sau închidem și subiectul și emisiunea? Pornește microfon. Da, îmi pornește microfon. Bănuiesc că zgomotul de fond se aude de la soba. Nu, se auzea ecoul meu. Și acum se aude ecoul meu, pentru că aveți sunetul tare și vine din difuzor în microfon. Repet, pentru cei care doresc să își găsească de activitate, să zicem, mai bine plătită în străinătate, trebuie să fie foarte atent la legislație. Bănuiesc că pentru cei din Moldova am cunoscut persoane în Anglia care s-au stabilit și au reușit să-și realizeze, să spunem, obiectivul lor. Pot să vă mai dau o veste bună. De pildă, mie, după 13 ani de când România a intrat în Comunitatea Europeană, pe 24, mi-a venit decretul ministerial că mi-au recunoscut studiile de matematician. Deci vă dați seama, dacă era vorba de un medic de care aveau nevoie cu mare urgență, probabil că îi recunoșteau studiile imediat. În cazul meu, că matematica probabil că e mai puțin căutată în Italia,
sistemul birocratic a făcut în așa fel încât la început să nu poți să depun documentația, după aceea când a intervenit Comunitatea Europeană să deschidă o platformă online și după aceea să mă facă să mai aștept încă vreun an și jumătate, dar oricum în final a venit rezultatul pozitiv și motiv de bucurie. Deci cine insistă și dorește reușește în final. Nu e ușor. Nu e ușor la început. Dar... Vreau să vând o soluție pentru moldoveni. Da, vă rog. Domnul Buga, puteți să închidem microfonul sau? Sigur. Deci, eu cred că cea mai bună soluție pentru moldovenii fără acte este România. La ora actuală, în România, este nevoie acută de oameni în construcții, de exemplu, că marea majoritate merg la munca de jos, adică în construcții. În România, eu cred că un moldovean ar putea să câștige mai mulți bani decât Italia și Spania. Și de ce nu și Anglia, fiindcă aici poți să câștigi mai mult, dar cheltuielile sunt foarte mari și atunci nu văd care e interesul. Deci pentru cetățenii moldoveni, eu aș îndemna să meargă în România de un orașele astea mari, cum ar fi Bucureștiul, Clujul, Timișoara, Oradea, fiindcă chiar este nevoie. Eu cunosc o grămadă de antreprenori în România care au nevoie de meseriași și nu găsesc. Și cu salarii destul de bune, între 500 și 1000 de euro pe lună. Ceea ce dacă ar merge în Spania sau Italia, ar câștiga 1000-1500, plătesc chirie, plătesc că rămân cu 200 pe lună dacă rămân în buzunar. Mi-au zis colegi, mi-au zis moldoveni, domnul Buga, tot faceți gomot, sau la dumneavoastră se aude. Mi-au zis moldoveni cu doar pașaport de acela moldovenesc că mai ușor le-a fost să se înregistreze la lucru în Cehia și în Polonia decât în România. Dacă n-ai pașaport sau buletin sau măcar certificat de cetățenie românească, nu poți să vii în România că te mănâncă birocrația de aici. România, eu cred că, nu știu, n-am avut moldoveni la muncă în România, dar cred că legislația e în felul următor. Firma care te angajează trebuie să-ți facă contract de muncă, iar cu acel contract de muncă mergi la poliție, depui actele la emigrări și într-o lună jumătate, două, maxim ți-ies actele. Dar asta e din cauza că oamenii nu cunosc, sunt oameni necăjiți care într-adevăr nu cunosc legile, nu cunosc că da, deci din cauza, doar pentru că sunt dezinformați, dar dacă ar fi niște persoane puțin mai, cum să spun, mai informate, adică să caute informații înainte să plece de acasă, ar merge mult mai bine. În primul rând, România este o țară extraordinară pentru moldoveni, pentru că vorbesc aceeași limbă, adică e mult mai ușor să duci la un român să-i spui bună ziua, caută muncă, sau să spui la un italian să zici, nu știu cum să zice în italiană. Buongiorno! Buongiorno, senor! Dame trabajo, por favor. Asta e spaniolă. Da, eu vorbesc spaniolă 100%, adică nu-i problemă. Dar vreau să spun că de ce să pleci în Italia și Spania când poți să pleci în România? Dacă într-adevăr vrei să emigrezi, păi alege o țară ca Norvegia, ca Suedia, ca Danemarca. Nu te duce la italien că-s la fel ca noi. N-au nici... Ei nu câștigă mai mult decât noi. Du-te într-o țară, într-adevăr, unde se merită, dacă vrei să pleci în Europa. Dacă nu, pleacă în Australia, pleacă în Canada, pleacă în Statele Unite. Dar n-ai ce să cauți în Italia și Spania. Pentru mine, Italia și Spania sunt țări mult mai slabe decât România la ora actuală. Așa că îndemn pe moldoveni să nu mai plece de acasă. Adică să nu mai plece de acasă către țările astea, gen Spania și Italia. Aia ar putea să se riște în Germania, ar putea să meargă în Olanda, în Belgia. Dar Italia și Spania pentru mine sunt istorie. Adică nu mai e. A fost o perioadă, nu s-a făcut bani, fiindcă ăștia așa au fost tot timpul. Ei niciodată nu au fost statornici, adică ei niciodată nu au avut o creștere economică continuă. Ei au avut un boom acum, în 10 ani de zile, după aia, pac, 20 de ani au fost morți. Iar 10 ani, iar 20. Dacă citești istoria Spaniei și a Italiei, cam așa a mers. Deci, nu se merită. Eu când am ajuns prima oară în Norvegia după 10 ani în Spania și norocul meu că am prins cele mai bune momente în Spania, când se făceau bani mulți. Și când am ajuns în Norvegia și am văzut că acolo era plină Norvegia de spanioli, de italieni, de nemți, de americani. Și am zis, ce am căutat eu în Spania atâția ani să pierd timpul? Când puteam
bine mi-am zis să vin în prima în Norvegia și să trăiesc o viață de lux. Adică în Norvegia îmi permiteam în fiecare săptămână să plec în vacanță. Bine, și în Spania îmi permiteam, că am prins perioada foarte bună. Dar dacă stăm să comparăm Norvegia cu Spania, e ca și cum ai compara America cu România, să zicem așa. Adică despre ce vorbim? Am deci vorbit. Cei care ne ascultă acum, moldovenii care ne ascultă, au cel mai mare pont. Deci pentru ei, Norvegia este țara visurilor. Nu Spania, nu Italia și nu... Ia, dar în primul rând, să depună pentru acte, pentru că mi se pare absurd să tai la 500 de kilometri de București sau la 100 de kilometri de Iași și să nu îți depui actele, că actele poate să iasă și în 4 luni de zile, să te iei cetățenie românească. Oamenii așteaptă câte 2 ani, tai că mi-a obținut cetățenie înainte să moară și un unchi de-al meu tot așa. S-a făcut pașaport românesc și a murit liniștit. Iar frate meu s-a judecat cu statul român ca să obțină, să redobădească cetățenia română. E foarte birocratic și e foarte corupt și e foarte complicat și poate să dureze 2 ani așteptarea cetățeniei române. Când s-a întâmplat asta? În eu intervin doar ca să se întâmplă de ultimii 30 de ani e același lucru. Eu în 96 am obținut mai ușor cetățenie, el în 2000, după aceea a fost foarte greu. Da, domnul Buga. Credeam că vrem să închidem, dar văd că ați prins chef, da. Și să ne vedem cu bine data viitoare. Am înțeles. Sănătate multă, la revedere. Da, mulțumesc ambelor pentru participare. Sper să mai avem ocazii să cuvântăm. Mulțumesc, domnule Ceacă, pentru participare. Da, și eu îți mulțumesc și țin legătura. La revedere. Am ajutat. La revedere.